Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre compania Infinii din SUA, în special cum să facem plata pentru activare și pentru pachet în compania Data. Deci, cine a văzut prezentarea companiei Infinii a observat că în acea companie se poate de intrat doar după invitații. Deci, aici, ca regulă, la orice video meu, este linkul de înregistrare pe acest site, dar în cazul la această companie, vedeți, nu nimic. Deoarece aici se poate de făcut înregistrare doar primind de la cineva care este activ, adică cine s-a plătit activarea. Cum arată această invitație? Deci, eu acum o să fac că tare am făcut plata, dar o să explic ca să cunoască și alții și trebuie făcut, că se poate numai o dată făcut aceasta și până când am șters datele, vreau să arăt. Deci, eu am fost invitat de persoana care deja tot s-a plătit. Deci, vine așa o scrisoare de la Infinii. Unde sunt datele care eu le-am dat la persoana care se mă invite, adică eu îi dau username-ul care îl doresc și e-mailul meu. Și respectiv datele mele, adică numele Mihail și de pildă prenumele Stepan, care se introduce de persoana care mă invită, cum se face asta să arăt mai încolo, și vine și o scrisoare, unde vine username-ul și parola de intrare în back-office. Pe urmă, cum intrăm în back-office, această parolă noi putem să schimbăm. Deci asta e o parolă pentru intrare, dacă vreți o lăsați, că nimeni nu o cunoaște. Eu de pildă pe mine am schimbat, deci asta nu-i valabilă. Și deci apăsăm pe linkul acesta și intrăm la pagina de logare. Deci eu deja am intrat. Și când intrăm, la noi aici, cine nu e activ, scrie că e free user, adică el e fără plată. Deci când suntem free, noi nu putem nimic face pe acest site. Deci trebuiește să ne facem plata. Deci sunt două inscripții la pachet, free și la partener. Deci vedeți, eu partener deja am plătit. Ca să faci plata, ce trebuie să faci de două ori. Să faci de pe card. Și încă un moment că de pe un card putem să alimentăm doar două plăți. Adică nu se poate pe un card făcut mai multe conturi. De atâta eu prima plată am făcut $9.95 de cenți pentru activare. Deci activarea aceasta îmi permite ca noi deja să trimitem invitații la alte persoane. Deci, iar pachetul care e $49.95 îmi permite deja să ne folosim de produsele care sunt în companie și anume de Springboard. Deci unii care se poate de câștigat anume de câștigat fără a invita pe nimeni. Deci aici sunt mai multe feluri de câștig. Deci uitați-vă încă o dată la prezentare. Eu am făcut asta și am explicat. Dar acum vreau să arăt cum se face plata. Deci, când apăsăm pe această inscripție, nouă ni se deschide așa ceva o pagină unde trebuie să alegem datele de plată. Deci în cazul dat eu deja plata pentru pachetul de activare $9.95 am plătit. Acum aleg plata pentru pachetul pentru produse. Deci sunt trei pachete. Este de $49.95, de $149. Deci pentru început noi luăm mai să de $49 ca să ne învățăm. Că ce sunt unele lucruri care o să trebuiască să învățăm. Aceste lucruri eu o să le fac treptat în alte video. Acum vreau să fac plata deoarece e data de 15 deja și la mine, că e ora 4 de noapte, dar în SUA, de unii companii, încă nu e data de 15. De ce? Vreau să mă plătesc pe 15. Căci mâine o să fie startarea proiectului și deja o să putem lucra și de a funcționa la 100%. Acum, după ce am luat pachetul dorit, introducem datele noastre. Deci aici alegem și corectăm unele date, pildă luăm și scriem că suited corect.
telefonul, acestea sunt luate, luăm țara de unde suntem. Așa, mai jos, introducem datele din cardul nostru, care plătim, deci, la fel, acolo trebuie să fie card, e scris numele, prenumele, introducem aici, middle name, este ce înseamnă numele după tata, dacă este la cine sunt, la cine nu sunt, adică la mine pe card e numai numele și prenumele aici. Deci așa scrie, în cazul meu. Mai jos scrim datele 16 cifre la card, adică știu, ca exemplu. Deci fiecare are lui card, că eu deja am plătit. Și aici scrim până când expiră cardul și aici introducem cardul de contul cheie, adică de pe la fiecare card des în spate 3 cifre, 4, 6, 7, ca zi. Și pe urmă bfm aici și apăsăm pe submit. Când apăsăm așa ceva, în cazul dat, o să apară, uitați-vă așa în descripție, în cazul la pachetul de $10, acela care de activare, deci acesta care eu am plătit. Așa scrie că cu succes, plata s-a luat. Am în cazul la abonament, la pachet, la mini, vedeți, tot așa scrie. Cu succes, dar deja uitați-vă, partener statutus, la mine scrie, vedeți, activ deja. Vedeți diferența care este. Față de până la plată, uitați-vă, scrie free user și apăsăm pe asta și ne plătim. Și deci, partener activ, deci trecem partea slantă, deci se mută. Partener statutus este și current level prime, adică eu am luat pachetul prime. Deci când ne uităm aici, uitați-vă încă o dată. Level de deci scrie free user, dar aici ea am arătat că sunt 3 pachete. Deci eu am luat prime. Deci, dacă luăm de pildă de search sau excel, aveți scrie la mine aici informația că nivelul meu este respectiv, care l-am plătit. Acum deja, după ce am făcut plata, la mine se deschide accesul la produse. Și deci aici ea sunt niște pași care trebuie făcut. Ca să începem vending. Deci tot asta o să facem mai departe. Acum am arătat cum se face plata. Deci, da, în un moment ce este interesant, după ce ați primit invitația și unde schimbăm parola. Deci intrăm aici, la setting. Și la account detail. Și aici e de pildă parola care am primit-o. O înlocuim cu a care la noastră, care vrem, deci introducem și repetăm. După aceea apăsăm pe update ca să intre în vigoare datele schimbate. Cam atât ce am vrut să spun în acest video, deci alte video mai detailat cum se lucrează o să fac mai departe. Cum am vrut să arăt cum se face plata, deci și ce se schimbă. Deci toate plata se face și sus și datele trebuie de introdus corect. Dacă ceva nu-ți primește, ce apare cu inscripție cu roșu, ce trebuie de corectat. Dar de pe card, decât cât are simplu de plătit, nu e nicio problemă. Cum se plătește? Cam atât, numai bine.